Imagini revoltătoare la Fizeș, în județul Caraș-Severin. Acolo morții sunt duși la cimitir cu tractorul. Duminică un sătan a fost transportat la groapă în acest fel, iar alaiul mortuar a mers pe margine. Și totul din cauza noroaielor. Drumurile în zonă sunt pur și simplu impracticabile. Nu au mai fost reparate de peste 3 decenii, așa că localnicii sunt nevoiți să găsească tot felul de soluții. Și când au nevoie de ambulanță, sătenii scot pe bolnavi întinși pe scară sau îi cară în spate până la mașină. Dar situația este și mai gravă de atât. În cazul unui incendiu, pompierii nu pot interveni acolo. Autoritățile spun că vor cere bani de la Consiliul Județean pentru amenajarea drumurilor și că până atunci vor pune piatră pe ele ca să mai astupe din noroaie.